O parte dintre cetățenii comunei Bărbătești au ajuns la doar două luni de la alegerile locale la concluzia că n-au ales tocmai bine atunci când s-au prezentat la urnele de vot în luna iunie. Alegerea lui Adrian Mangu pentru încă 4 ani în fruntea primăriei nu mai pare acum o idee bună, după ce amabilitatea primarului a trecut odată cu campania electorală, iar problemele oamenilor nu mai reprezintă o prioritate, după cum chiar ei recunosc în fața camerelor de luat vederi. Alegătorii din comună văd abia acum murdăria din comună, apa care le mătură curțile ori de câte ori plouă, rețeaua de canalizare inexistentă deocamdată și programul prelungit al lui Adrian Mangu la barurile din comună și au o singură explicație pentru succesul pe care l-a avut acesta la ultimul scrutin: cadourile electorale. Mangu a obținut primul mandat în fruntea primăriei Bărbătești ca și membru liberal, însă odată cu marea migrație a aleșilor locali, permisă de ordonanța 55, acesta a ajuns în ograda social-democraților și a fost pus președinte de partid la el în comună. Odată cu schimbarea carnetului de partid s-a schimbat și percepția autorităților județene față de problemele comunei, acestea devenind mai darnice la repartiția bugetară, comuna Bărbătești primind în 2015 7 miliarde de lei vechi. Cât despre averea personală a primarului, acesta face parte dintre cei care, odată ajunși în funcție, mai scot, nu mai adaugă bunuri în declarațiile de avere, cu toate că în 2015 primarul s-a numărat printre cei care a dat în judecată instituția pe care o conduce pentru acordarea unui sport de 50%. Dacă în 2012, când avea simplul statut de candidat, Mangu avea și mașină și tractor, ambele au dispărut până în acest an, primarul neavând nici măcar autoturism personal, conform declarației de avere, însă nici nu are nevoie, atâta timp cât mașina instituției pe care o conduce îi stă la dispoziție în timpul, dar și după programul de la primărie. Cât despre lucrurile pe care îi le reproșează cetățenii care l-au ales, Adrian Mangu nu-și face griji. Rezemat de mașina primăriei parcată chiar la ușa unui bar, Mangu abia ridicat de la masa din bodegă, unde nu se afla în interes de serviciu, ci la un pahar de alcool, a declarat ziariștilor care i-au transmis nemulțumirile cetățenilor că ai săi consăteni contestatari sunt niște mincinoși, el fiind cel care a scos comuna la lumină de aproape 5 ani de când conduce instituția. Dacă despre realizările sale ca și primar aflat la al doilea mandat nu s-a prea auzit decât în propriile declarații, despre momentul de vârf al carierei sare a aflat toată lumea în decembrie 2015, când Adrian Mangu a ajuns în arest după mai multe percheziții efectuate de oamenii legii. Alături de alți 8 edili, primarul din Bărbătești a fost acuzat că a oferit lucrări pe bani publici unei firme din Turceni și a fost recompensat personal, financiar, desigur, pentru serviciile aduse. La acea vreme, anchetatorii vorbeau de sume ce se ridicau la 400.000 de lei, Mangu fiind unul dintre cei care s-au bucurat de o parte din acești bani pentru a acorda lucrări și pentru a grăbi la plată facturile primite de la firma favorizată. În comuna condusă de către Adrian Mangu, societatea al cărui administrator a cumpărat bunăvoința a 8 primari, s-a ocupat tocmai de canalizarea de care acum localnicii sunt nemulțumiți și care încă nu este gata, deși primarul s-a lăudat că este finalizată în proporție de 60%. Lucrările de construcții de canalizări de ape reziduale au fost atribuite firmei din Turceni în anul 2013 pe criteriul celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic și s-au ridicat la o valoare de 3,5 milioane de lei, adică peste 800.000 de euro. Acum mândria primarului Adrian Mangu nu este gata, ca de altfel nici dosarul penal în care Adrian Mangu este acuzat de luare de mită, iar o decizie nefavorabilă primarului ar putea aduce bucurie celor care nu-l mai doresc ca reprezentant la primărie, pentru că orice condamnare îl poate lăsa fără mandat înainte de alegerile din 2020.